Nudul lui Paladi, Angelus al lui Corneliu Mihăilescu și Cap și doi boxeri al lui Victor Brauner vor duce faima pictorilor români de geniu și a Muzeului de Artă din orașul nostru la Roma. Cele trei picturi au fost incluse pentru a treia oară în cadrul unui vernisaj de anvergură internațională, Culorile Avangarde, organizat de Institutul Cultural Român și Muzeul Regiunii Porților de Fier. Expoziția vrea să demonstreze Europei că arta românească, în cadrul culturii românești, este una de valoare europeană. În consecință, cultura românească este parte integrantă a culturii europene și, în consecință, universale. Aceste opere de artă au fost incluse în expoziția Culorile Avangarde în 2009 și 2010, când vernisajul a ajuns la Lisabona și Praga. La Muzeul Național Cotroceni avem împrumutate 7 piese, 7 lucrări semnate de Iser. Este deosebit de important faptul că muzeul nostru, prin colecțiile Muzeului de Artă, este prezent atât în inima, cât și pe simezele expozițiilor de mare anvergură din Europa. Operele de artă ale marilor artiști români aflate sub oblăduirea Muzeului nostru de Artă, el însuși o bijuterie, au fost trimise la expoziții naționale și internaționale, acolo unde au fost considerate cele mai importante lucrări. Expoziția de la Roma, Culorile Avangardei, ilustrează mișcarea culturală și plastică de modernizare a expresiilor artistice din perioada interbelică.